am ajuns în sfârșit în lumea aceasta. Vreau să-l salvez pe Draculas. Bun, brigada oamenilor Burghiu, îl vedeți pe Draculas pe undeva? Da, titanule Burghiu, uite, Draculas este chiar acolo jos. Trebuie să mergem să-l salvăm și să-i spunem că schimbii de toaletele vor să aducă apocalipsa multiversului. Trebuie să-l anunțăm, titanule Burghiu. Bine, trebuie să ajungem acum la Draculas, să mergem prin pământ, să-l ajutăm să-l salveze pe domnul televizor Titan, iar în următoarele zile să sperăm că putem să-l distrugem toți împreună ca o echipă șmecheră pe Titanul schibidit toaleta doctorul cu toxine. Bun, brigada Burghiului, toată lumea prin pământ! Mamă, bă, Juan, închidi-și tu geamul. Aoleu, ce frigă-i. Bă, Draculas, bă, trezește-te că s-aude ceva sub pământ, cât vine tare. Stai, ce vrei, Juan? Aoleu, bă, ce frig este, lasă-mă să dorm aici, am dormit toată noaptea. Bă, Draculas, bă, vine ceva din pământ. Da, Draculas, vine ceva din pământ. Bă, ce vine din pământ? Unde? Bă, nu știu unde, cum face pământul. Oh, ce se întâmplă? Oare ce vine din pământ? Ce se aude așa? Bă, ce vine? Bă, extraterestri! Ce este asta? Ce este asta? Draculas, nu te speria. Eu sunt Titanul Burghiu și am venit împreună cu brigada Burghiului să te ajutăm să-l distrugi pe schibii din toaleta doctorul cu toxine. Mă înțelegi, Draculas? Nu îți vreau răul. Sunt chiar un prieten foarte bun pentru tine și sunt și un titan foarte puternic. Sunt printre cei mai puternici titani și vin din Skibidi Multiverse, Draculas. Bă, Juan, bă, cât de șmecher, ai avut dreptate că s-auzea ceva prin pământ. Păi da, bă, și venea cu viteză. Oleu, da, unde-i brigada oamenilor Burghiu? Bă, ce? Omule Burghiu, domnule Burghiu, salut! Salutare, Draculas! Uite, l-am adus pe titanul Burghiu din multivers, i-am arătat că ai nevoie de ajutorul lui și a vrut să vină. Super șmecher, nu? Bă, chiar e foarte șmecher, mamă, vampiraș! Un like pentru fratele nostru, titanul Burghiu din multivers! Și cui îi place de titanul Burghiu să apese pe butonul de like, subscribe și comentariu, vampiraș. Bă, dar ce șmecher arată, nu-mi vine să cred. Uite, cu mâinile astea. Mamă, bă, vampiraș, cât de șmecher e. Bă, și asta e prietenul nostru. Mamă, bă, nu-mi vine să cred, vampiraș, cât de șmecher. Bine ai venit, titanule Burghiu. Bă, Juan, bă, acum două minute erai foarte speriat de el. Păi da, bă, că am crezut că vrea să ne mănânce sau ceva. Dar bă, cât de șmecher ești. Bă, cred că ești titanul meu preferat. Bine, pe lângă domnul televizor Titan și doamna televizor Titan. Da, Draculas, chiar mă bucur că am făcut în sfârșit cunoștință noi doi. O să urmeze multe aventuri împreună și vrei să auzi partea cea mai faină? O să fie uimiți și vampirașii. Mă poți controla oricând vrei tu. Dacă avem o luptă mai puternică, poți să intri în mine și să-mi controlezi mâinile, picioarele și burghiul de pe cap și o să fim cei mai puternici împreună. Vampiraș, mamă! Bă, Draculas, bă, sunt mândru de tine, cât de șmecher, primul tău titan pe care poți să-l controlezi, mamă! Știu, tata, rechi... Mamă, titanul doamna televizor, tu știai de acest titan Burghiu din multivers? Da, Draculas, știam de titanul Burghiu din multivers. Suntem chiar buni prieteni, ne-am ajutat de multe ori reciproc. E super puternic. Mamă, cât de șmecher, sunteți prieteni și vă cunoașteți, mamă. Ia uitați, vampiraș, cum se intră aici în titanul Burghiu prin ceasurile astea. Wow, super mecanism de luptă activat! Mamă, vampiraș, uitați cât de șmecher eu îl controlez. Da, Draculas, mă poți controla de câte ori vrei tu. Mod de luptă activat. Bă, vampiraș, cât de șmecher, nu vine să cred. Apăsați pe butonul like dacă vreți să-l mai folosim pe titanul Burghiu din multivers. Suntem atacați de schimbii de toalete gunoi. Ia să vedem, titanule Burghiu din multivers, ești pregătit să lupți alături de Draculas? Da, Draculas, haide să-i atacăm. Bine, o să trag de manetă în față. Bă, cât de șmecher! Vampiru, ajutați cât de șmecher îi! Mamă, bă, am rupt pământul cu el, mamă! Da, Draculas, ți-am spus, sunt printre cel mai puternic titan, putem merge oriunde în lume, putem distruge orice teren, orice munte, suntem cei mai puternici împreună. Mamă, cât de șmecher, stați că mă dau acum jos din el, vampiraș.
Mod de luptă dezactivat. Trebuie să mă mai învăț cu intratul și cu ieșirea. Bă, cât de șmecher, bă, ce-a spățit? Bă, Draculas, bă, când o spart pământul, o făcut un cutremur de os, am sărit toți în sus și ne-am lovit cu capul de pământ și ne-au adormit. Și bă, ce puternic e titanul burghiu, bă, vampiraș. Bă, ce șmecher e. Tata Rechin, ce se întâmplă? Dracula, vino repede încoace. Efectiv, a venit doamna Păpușă și doamna Clown din Brigada Circarilor și au spus că l-au capturat pe Dracula Junior în timp ce noi toți dormeam. Ce? Nu! Bă, cine trebuia să aibă grijă de el? Juantu? Iartă-mă, bă, Draculas. Eu și domnul Motan de știință, dar m-a dormit înapoi. Hai, bă, ridică-te, trebuie să mergem să-l salvăm. Acum. Bun, te-ai ridicat, Juan, vino încoace, s-au ușit tu. Da, bă, îmi pare foarte rău. Și-o spus și spiritul și albaștri că vin cu noi. Da. Bă, super șmecher. Bun, vrei să vii cu noi, micuțule? Aș vrea să fiu un spiriduș, covioară și un arcuș. Da, Draculas, vin cu voi, m-a lăsat mama mea. Promit doamna spiriduș că l-aduc înapoi. Chiar avem nevoie de o mână de ajutor în plus. Bine, am încredere în voi. Dar dacă nu mi-aduci înapoi copilașul, îți dau cu vioara în cap, m-ai înțeles? Da, uleu, nu vreau să-mi iau vioară de la doamna spiriduș. Bun, doamna Păpușă, ce știi despre Dracula Junior? E bine, cum a reușit să-l fure? Ce s-a întâmplat? Bună, Draculas! Ei bine, pe săracuțul Draculas Junior l-au furat schibii toaletele toxice din gunoi în timpul serii și l-au dus în baza lor secretă de sub pământ. Iar domnul televizor este ținut captiv de către toaleta schibii doctorul cu toxine. Trebuie să-i salvăm pe amândoi! Oh, nu, și domnul televizor și Dracula Junior. Bine, de domnul televizor știam de ieri că am zis că facem plan, dar, bă, și săracul Dracula Junior. Auleu, doamna televizor, îți promit eu că domnul televizor Titan o să fie super bine. Mai întâi mergem să-l salvăm pe domnul televizor Titan, fiindcă are o problemă mult mai gravă. Este cu schibii din toaleta doctorul cu toxine, iar după ce îl salvăm pe domnul televizor Titan, o să mergem să-l salvăm și pe Dracula Junior. Ce părere ai de planul ăsta, doamna televizor Titan? Un plan super bun, Draculas! Să mergem, echipă! Exact, un super plan! Bun! Titanule Burghiu, ai vreo idee pe unde este ținut domnul televizor Titan captiv? Draculas, chiar am o mega surpriză pentru tine! Noi știm tot, deoarece putem merge sub pământ și simțim unde electromagnetice și din undele acelea electromagnetice putem afla cine și unde este, iar domnul televizor Titan nu este departe de aici, este în groapa din pădurea înghețată din România, de lângă munții Carpați. Uite, dacă te uiți la stânga ta, o să poți vedea acea groapă. Acolo se află domnul televizor Titan, iar eu sunt gata să mă lupt, să îl salvăm. Într-o groapă de lângă munții Carpați? Cred că acolo se referă vampiraș, mamă! Bă, țăracul domnul televizor! Domnule Motan de știință, mai e cumva vreo dronă de atac creată în baza SCP? Chiar mai am Dracula să imediat acum să vorbesc cu domnul Burghiu să îl repare. Bine, vorbește acolo. Bun, titanule Burghiu, cred că o să intrăm în modul de luptă, dar stai așa să mă duc să-l caut cu drona pe domnul televizor Titan. Bine, Draculas, hai să te ajut să facem plan. Te duci, te uiți cu drona, vezi ce se întâmplă acolo, după aia intri în mine să facem modul de luptă activat, ok? Da, fratele meu, titanule Burghiu din Multivers. Bă, vampiraș, un super like pentru titanul Burghiu din Multivers, un subscribe, comentariu, lăsați comentariu ce părere aveți despre noul titan Burghiu din Multivers. Mie îmi place super mult, mai ales prin faptul că mă pot băga în el să ne luptăm. Îl ador. Cred că e printre preferații mei, v-am spus. Și după aia, adică printre preferații mei și el, doamna televizor Titan și domnul televizor Titan. Nu pot să aleg din aceștia trei, dar ăștia trei. Bun, să folosim drona și să mergem vampiraș. Pe domnul Motan de știință, sper că ai pus baterii la drona asta. Da, Draculas, am pus baterii normal, numai că vezi că dronele astea nu sunt construite să meargă pe un semnal prea mare. Adică e posibil că trebuie să te mai muți tu în față. Stați un pic, domnul Motan de știință, că mă gândesc că... Uite-l, uitați-vă! Bine, gata, trebuie să ne gândim cum atacăm pe aici. Uite, Juan, vezi? Da, bă, Draculas, bă, ce face butonul ăsta? Bă, nu apăsa, Juan, ia mâna! Îmi place să trag!
Păi ia mâna! Aoleu, ne-au văzut aia! Bine, continuăm să tragem dacă așa o tras oan. Hai că-i slăbesc, hai că-i slăbesc! Luați de aici, schimbi de toaletelor urâte! Uite, uite, schimbi de toaleta doctorul cu toxine, trage în el, trage în el! Bun, i-am slăbit o leacă! Bun, bine, Juan, că ai apăsat pe buton să tragem, bravo! Mulțumesc, bă, Draculas, bun! Haide, trebuie să mergem! Mă urc acum în titanul burghiu. Schimbi de top, 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 yes, yes! Vreau să aduc apocalipsa pe lumea asta! Cine mă deranjează ce-a fost asta în capul meu? Aia a fost cumva o dronă? Ce face armata mea de schimbi de toalete? A spus aveți grijă de mine, schimbi de top, 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 yes, yes! Scuze, stăpâne, schimbi de top, 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 yes, yes! Ha, 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 ha! N-aveți ce să-mi faceți! Draculas vine să mă salveze cu doamna televizor, ei bine, și cu nou prieten de-al nostru din multivers. Schimbi top, 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 yes, yes? Un prieten nou, adică schimbi top, top, yes, yes? Ha, ha, ha! Lasă că o să vezi tu! Schimbi toaleta, doctorul cu toxine! Lasă că o să vezi tu! Bun, echipă, să mergem să-i salvăm! Așa, mă urc acum, bun! Așa, intru aici, au! Au, mă prind pe ulițele! Mod de luptă activat! Bun, echipă, acum să mergem... Da, haideți să mergem cu Dracula! La atac! Bine ai revenit, titanule burghiu din multivers! Bine te-am găsit, fratele meu, domnul televizor! Salut, domnule televizor! Eu îl controlez pe titanul burghiu! Mamă, cât de șmecher vreau și eu! Tu ești prea mare să-l controlezi! Bă, schimbini, domn, domn, ce se întâmplă? Hai, titanule burghiu, atacă-l pe ăsta din spate! Îi dau, ia de aici, forță! Bun, uite bă că l-o distrus! Mă duc să-l distrug și pe cel din spate, dă-te domnule televizor! Și cum să te las pe tine să iei toată distracția, să stăm spate în spate, să ne apărăm? Asta și vreau să fac, ia de aici, ia de aici! Mod de luptă activat, turbo. Și acum vampiraș, o să apăs pe butonul ăsta. Și fiți atenți când apăs pe butonul ăsta, ce face? Uite cum distruge, mamă, cât de șmecher este. Bun, o distrus. Aha, cât de ușor a fost. Schimbi de toaleta, doctorul cu toxine. Nu mai ai nicio șansă să câștigi, ți-am distrus toată armata. A, ies din titanul burghiu vampiraș. Mod de luptă dezactivat. Bă, vampiraș. Auleu, bă, cât de șmecher îi, da, m-am mințit o leacă, băi, se mișcă și trage, băi, e prea șmecher titanul burghiu. Da, Dracula, știm, chiar este foarte puternic. Nu mai ai nicio șansă, titan schimbitoare, doctorul cu toxine, o să ne distrugem! Schimbi de top, 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 yes, yes! Aveți de ales! Ori vă bateți cu mine acum și o să fie o luptă epică și da, probabil că o să pierd, fiindcă este 4 versus 1. Sau alegeți să vă duceți în baza secretă care se va autodistruge cu Dracula Junior în ea. Aveți de ales, ori mă distrugeți pe mine, ori îl salvați pe Dracula Junior. Dacă alegeți să mă distrugeți pe mine, o să fie distrus și Dracula Junior. Mamă, cât ce-mi place să fiu rău. Schimbi de top, 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 yes, yes. Poftim, Dracula Junior este în baza secretă. L-a dus să facă experimente pe ele și a spus că se distruge baza. O, nu, trebuie să fugim de aici. Titanule, burghiu, stai că intru în modul de luptă. Modul de luptă activat. Trebuie să vedem cum să facem cu amândoi. Știu, o să vedem. Dar la televizor ce propui? Oh, nu, îl fură pe domnul televizor titan. Schimbi de top, 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 yes, yes. Ha, 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 ha. O să le iau pe domnul televizor cu mine. O să folosesc plăcările acestea ca să nu se mai poată mișca și să le iau cu mine. Și voi o să aveți de ales. Ori veniți să-l salvați pe domnul televizor titan, ori pe Dracula Junior. Ai cu mine, domnule televizor. L-am băgat în aceste butoaie cu toxine foarte toxice și chimice. Schimbi de top, 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 yes, yes. Fug cu domnul televizor titan în butoaie. Aha! Distrug toată vegetația și toți copacii. Vampiraș, vedeți că vin. Oh, nu, ce ne facem? Nu contează, doamna televizor, mergem, îl salvăm pe Dracula Junior și după aia știu eu exact unde s-a dus titanul schimbi din toaleta doctorul cu toxine sau poate știe titanul burghiu. Da, normal că știu, credeți-mă, n-o să ajungă mai departe de orașul Gimod, mergem prin pământ să ajungem la Dracula Junior, haide! Bine, vampiraș, mergem prin pământ, cât de șmecher! Prin pământ să mergem, haideți vampiraș, like pentru titanul burghiu, dă-i titanule burghiu și am plecat! Mod de luptă dezactivat. Aoleu! Bun,
Aici se află Dracula Junior. Bun, mulțumesc mult brigada cercanilor că mi-a spus că aici se află Dracula Junior. Cu plăcere, Draculas. Noi o să stăm aici afară să fim siguri că nu intră nimeni. Mersi mult, doamna clown, mersi mult, doamna păpușă, Juan, tu vii cu mine. Bă, ce? De ce vin eu cu tine? Lasă-mă jos! Bă, vii cu mine, că nu poate. Cine vrei să vină? Titanul Burghiu? Păi Titanul Burghiu, dacă intră aici, distruge toată baza cu Dracula Junior în ea. Bine, bă, Dracula, să așa facem. Hai, punem aici și să mergem. Mergem, gata, hai că pun pariu că nu-i departe Dracula Junior, n-are cum să fie ajuns departe. Bun, Juan, hai să mergem aici așa. Hai, cum se folosește liftul? Bă, Dracula, bă, dă-și tu cu capul. Bine, dau acum cu capul. Bă, a funcționat! Bravo, Juan! Mulțumesc, bă, Dracula, vezi, mai știu și eu câte ceva. Tu cum crezi că eu mă descurc în viață? Dau cu capul și merg înainte, așa e frumos. Bravo, bă, Juan, bravo. Bă, vampiraș, să faceți ca Juan. Like, vampiraș, cine, cui îi place Titanul Burghiu din multivers și cine vrea să-l salvăm pe Dracula Junior. Deci vedeți, două like-uri. Pregătește-te, Juan, atacă! Dă-le, bă, Dracula! Hai, bă, Juan, hai, repede, sigur, Dracula Junior e pe aici. Ia să vedem. Bă, îl simt și eu pe Dracula Junior aici. Ia. Bă, ce? Uite aici! Ia, schimbi, bă, bun, am dat! Dracula Junior! Draculas, tu ești? Salvează-mă, te rog! Dracula, Juan, salvați-mă, sunt aici! Au spus că vor să mă duc acolo sus să fac experimente oribile pe mine și nu vreau! Bă, vor să mă transforme într-un cartof! Nu, nu, îi lăsați, vă rog eu mult! Nu lăsăm, noi nu lăsăm! Hai, bă, Juan, sarpei! Acum, bă, Dracula, sarpei! Pun pe pumn, ia de aici, hai! Să mergem, hai! Bă, nu! S-a închis, nu! Ajutor! Ajutor! Da, l-am furat! Bă, ce ne facem? Du-te, bă, Dracula, eu te aștept aici! Eu trebuie să distrug mecanismul ăsta! Nu, Dracula Junior! Dracula, să ajută-mă! Nu! Da, l-am prins! Nu, vă rog! Nu! Dracula Junior! Dracula Junior, trebuie vampira și ajunge repede la el. Bă, am dat cu rachetă, unde s-o dus? Trebuie să mai dau cu rachetă. Bă, ce departe s-o dus? Dracula, te rog, ajută-mă! Nu pot să las, nu pot să las. Nu mai pot să merg. Bă, mă, ce obositor, îi luați de aici! Am distrus mecanismul! Am distrus mecanismul! Bravo, Dracula! Oh, no! Oh, nu vrea să intre la noi! Dați-vă, urâților! Trebuie să deschid ușa! Ua! Veniți în coaceva! Ua! Ua! Dracula, s-a mai salvat! Exact, frățiorul meu, Dracula Junior. Trebuie să aruncăm monștrii ăștia. Bun, vină încoace. Yeee, Dracula Junior! Vampiraș, un like aici pentru fratele Dracula Junior. Mulțumesc mult, Dracula, și la toți vampirașii că m-ați salvat. Avionul! Iuhu! Bă, vampiraș, chiar n-aveam cum să lăsăm pe săracul Dracula Junior aici. Wow, 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 ce puternic! Ia! Cred că o dat oal pe mod turbo. Ține-te bine, Dracula Junior! Bă, Dracula, ține-te bine! Bă, vampiraș, l-am, de ce să mă țin, mă țin de ușă, bă! Bă, Juan, ce ai făcut acolo? Bă, Draculas, am dat pe mod turbo 1000 de kilometri la oră, frate, șmecherie, nu? Bă, șmecherie, bă, era să fim distruși de liftul ăsta, ce-o fi el. Hai să mergem, vampiraș, că nu mai pot. Haide, ne vedem sus, haide. Salutare, Dracula Junior! Salutare, Juan! Hai, lasă că aveți timp să vă salutați sus. Bun, să mergem, vampiraș! Uhu! Bun, l-am adus aici și pe Dracula Junior. Oh, salutare, doamna televizor, salutare, tata Rechin, salutare, brigada cercarilor, doamna propusă, doamna clown, salutare, domnule motan de știință, salutare, spiritușul albaștri, oh, și cine e la mare, salutare, robotule Burghiu. Bă, l-ai Titanul Burghiu și nu mai salutat pe toată lumea, n-avem timp. Bun, deci, fii atent, Juan, tu le-ai pe Dracula Junior și mergi cu tata Rechin cu mașina mea și cu brigada cercarilor, iar eu o să mă urc în Titanul Burghiu. Așa, mod de luptă activat! Salutare, Dracula Junior! Salutare, salutare, doamna televizor Titan! Bă, aveți timp să vă salutați după ce îl salvăm și pe domnul televizor Titan. Bun, voi veniți, haideți, vă luați cu mașina și mergeți după doamna televizor Titan. Eu o să merg cu Titanul Burghiu prin pământ. Bun, vampira, să mergem prin pământ, haide! Mod de luptă activat, turbo, să mergem, vampira, și huu! Bun, am ieșit. Hai, Draculas, ieși din mine! Wow, wow, mod de luptă dezactivat. Wow, auleu, bă, uite, au ajuns Dracula Junior, toată lumea, doamna Titan, oh, nu, flăcăr, bă, ce-o distrus orașul ăsta. Titanul e schimbit din toaleta doctorul cu toxine, dă-l înapoi pe domnul televizor, Titan.
Cum? Schemini, dom, PSS? Cum ați știut că sunt aici cu domnul televizor Titan? Bă, Titanul Burghiu din multivers e prea deștept. Poate să meargă prin pământ și transmite unde electromagnetice și află tot. Bă, vampirași, aveți mare noroc că aveți așa ceva în echipa voastră pe Titanul Burghiu din multivers. Schimini, dom, PSS? Ha, ha, să știi, Titanule Doctor, Schimini, toaleta doctorul cu toxine, Titanul Burghiu din multivers chiar e foarte puternic. Ha, 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 poți să mai spui asta odată, Draculas? Ha, ha, e și amuzant pe lângă asta, e la fel de amuzant ca doamna televizor Titan. A, bun, haideți echipă, la atac să-l salvăm pe domnul televizor! Ia de aici! Bă, uite-l cum, mamă, domnul televizor atacă, dați-l, uite, bă, ce puternic e, bă, ce puternic este domnul Titan Burghiu, unde este, acolo, atacați-l! Schimbi top, yes, oh no, Titanul Burghiu din multivers e prea puternic, îmi distruge planurile apocalipsei. Eu o să fug de aici, dar îmi chem titanii din brigada gunoiului toxic să mă salveze. Schimbi top, yes, ne mai vedem noi. Oh no, trebuie să aduc odată apocalipsa în orașul Gmod, că dacă nu, nu cred că o să mai rezist multe zile, vampiraș. Vreau să aduc apocalipsa să distrug lumea Gmod, dar o să fug de aici. Schimbi top, yes, yes. Bă, o plecat, dar uite, i-a venit întărire. Oh, nu, gunoiul Titan. Titanule Burghiu din multivers, mă pun în tine să înceapă secvența de luptă activată. Gata, mergem să ne luptăm. Bun, dați-le, atacați. Bun. Suntem cei mai buni. Uite, domnul televizor Titan, mergem să-l căutăm pe Schibidi, toaleta doctorul cu toxine. Bun, vampiraș, sper că v-a plăcut acest episod cu Titanul Burghiu din multivers. Să nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place de Titanul Burghiu din multivers și vreți să mai vedeți episoade cu el și să lăsați comentarii cine vi se pare mai puternic, Titanul Burghiu din multivers sau toaleta Schibidi, doctorul cu toxine. Noi acum, vampiraș, o să mergem la mine acasă ca să facem un plan pentru mâine, ca să vedem cum putem să-l distrugem o dată pentru tot una pe toaleta Schibidi doctorul cu toxine, deoarece este un titan foarte toxic și foarte puternic. Bun, vampiraș, că doamna televizor vrea să ne spună ceva. Sunt foarte fericită că l-am salvat pe domnul televizor Titan. Mi-a fost foarte dor de el. Împreună cu Titanul Burghiu din multivers formăm cea mai puternică echipă din întreaga lume. Ha, ha, ha! Mulțumesc mult, doamna televizor! Și mie mi-a fost foarte dor de tine! Și da, ai dreptate! Mi-a fost dor și de Draculas și chiar mă bucur să-l văd pe Titanul Burghiu din multivers, că este de partea noastră! Cu echipa aceasta, cu siguranță, o să mergem să-l distrugem pe Titanul Schimbit Toaleta Doctorul cu Toxine! Zilele sunt numărate, vampirași! În câteva episoade, pompariuc, o să-l distrugem! Poate mâine, poate poimâine, dar o să-l distrugem! Vă promit, o să-l distrugem! Pe Titanul Schimbit Toaleta Doctorul cu Toxine! Ha, 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 ha. Bine revenit, doamna televizor Titan și Draculas și domnule Titan Burghiu! Mă bucur să te revăd, domnule televizor Titan, și mă bucur că facem echipă și cu doamna televizor Titan, împreună și cu Draculas și familia lui și brigada cercarilor, putem să-l distrugem împreună cu toții pe Titanul Schimbi toaleta doctor cu toxine. Putem împreună, suntem cei mai forțoși. Mă va vira un pic capul Titanului Burghiu. Eu am fost Draculas. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați butonul de subscribe, like și comentariu și fiți pe fază, vampiraș. Zilele astea mergem să-l distrugem pe Titanul Schimbi toaleta doctorul cu toxine, deoarece suntem cei mai puternic acum că l-avem și pe acest Titan Burghiu din multivers. Sunt foarte fericit. Să nu uitați să apăsați butonul de like pentru el. Așa că, vampiraș, ne revedem în episodul de mâine. Salutare, vampirașii mei. Yuhuu!